Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai serios, acum, prieteni, trebuie să vorbim despre practic noua ordonanță 13, care a venit aproape peste noapte, la fel ca în 2017, însă acum sub forma unui amendament la un proiect de lege, votat fulgerător, practic fără niciun fel de discuție publică, dezbatere, cântărire sau examinare. Și încă două deosebiri, pragul stabilit de Dragnea la vremea respectivă pentru furt legal din banul public era de 200.000 de lei. Noul prag este de 250.000 de lei. Deci inflația nu iartă. Așa e. A doua deosebire, care mi se pare totalmente deplorabilă, este că acum nu doar PSD, ci și PNL și UDMR semnează această nouă tentativă de dezincriminare parțială a infracțiunii de abuz în serviciu, după cum a explicat șefa parchetului european, Laura Codruța Kövesi. Nu o să reiau toate detaliile proiectului, ați auzit la știri, sunt convins, aș vrea să punctez câteva chestiuni care mi se par importante și care au fost aflate abia după ce a explodat bomba. Deci, fiți atenți cum se face o șmecherie de asta. Acest prag pentru infracțiunea de abuz în serviciu de 250.000 de lei a fost stabilit politic duminică seară, într-o întâlnire a șefilor PSD, PNL și UDMR, plus ministrul Justiției. O întâlnire care a avut loc într-o vilă de protocol din cartierul Primăverii. Deci, duminică seară, când noi terminam de mâncat micii și berea și ne pregăteam să ne așezăm la televizor pentru o seară relaxată, șefii politici ai României, șefii României s-au întâlnit la vilă și au stabilit care este pragul pentru furt legal. Luni, decizia a fost transmisă către membrii Comisiei Juridice din Senat, prin mail. Marți, aceștia au și votat. Și aș vrea să-l citez aici pe șeful PNL al Comisiei Juridice, senatorul Cristian Niculescu Țăgârlaș. Citez. Ni s-au pus la dispoziție amendamentele care trebuiau să fie însușite conform regulamentului de către senatori. S-a luat decizia ca membrii Comisiei Juridice din Coaliție, PSD, PNL și UDMR, să-și însușească amendamentele. Deci vedeți cât de impersonal este totul. S-a luat decizie, ni s-au pus la dispoziție. Un comentariu personal aici. La ce bun îi mai plătim atât de mult pe acești oameni, senatori și deputați, să reprezinte interesele alegătorilor în Parlament, dacă ei votează după cum le transmite șeful pe mail? Dacă ei își însușesc amendamente după cum li se transmite prin mail? Ce rost mai au? Adică ce sunt ei? Doar o multiplicare a șefului, așa să fie drumul cu oameni și sala Parlamentului cu oameni? Nu înțeleg. Adică dacă nu există niciun filtru acolo, dacă ăla transmite prin mail și votați acest amendament și tu nu ai nicio opinie și zici gata, mi-am însușit amendamentul și ridic mâna, de ce să-ți dau și bani pentru asta? De ce te întreținem? Când nu faci decât un act formal. Bun, revenind. După ce și-au însușit dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu, după cum li s-a transmis, senatorii puterii din Comisia Juridică au depus și un amendament la un proiect de lege mai vechi, iar acesta a fost votat imediat, miercuri, fără practic nicio dezbatere. Au votat senatorii PSD, PNL și UDMR. Apoi când a izbucnit scandalul, că s-a aflat evident, ce să vezi, șeful PSD, Marcel Ciolacu, s-a delimitat, domnule, de poveste. Deși el este unul dintre cei patru lideri politici care au luat decizia. Înțelegi? Adică el, împreună cu Nea Ciucă și împreună cu Nea Cheleme Hunor și cu ministrul Justiției, au fost duminică seară la Vila Lac de la Protoc, de la Herăstrău, de acolo, și au stabilit asta. Și după trei zile, domnul Ciolacu a cerut Ministerului Justiției, citez, să prezinte public o variantă de reglementare adecvată pentru pragul valoric la abuzul în serviciu, în acord cu deciziile Curții Constituționale, cu recomandările Comisiei de la Veneția și cu opiniile specialiștilor în drept. Curmea ipocriziei, nu? Uh-huh. Adică, bă, nu faceți, așa faceți. Păi de ce nu discutăm? De ce nu se dezbate? Stabiliți, domne, frumos, vorbiți. Bă, bune, tu ești ăla, mă? Tu ești ăla care a făcut asta și după trei zile. Dar eu zic să se dezbată, să se discute. Cum e posibil așa ceva? Adică, cum ți-e construită mintea? Eu și personalitatea că, să faci așa ceva. Eu cred că era însușită și chestia asta. Au încercat-o și dacă... Sunt convins, absolut. E ipocrizie premeditată, programată, exact. Înțelegi? Nu că te-am prins și încerc să scap. Nu, bun, și îi facem asta. Și o să se întâmple. O să iasă scandal. Și cum a fost asta? B. Da. Asta a fost. Bun, trebuie spus că există într-adevăr o decizie a Curții Constituționale. Acum cu deciziile astea, asta e un alt comentariu personal. Sigur că ne referim la CCR și spune, domnule, e o decizie a CCR-ului și presupunem în felul ăsta
Vă dați seama cât de mult ne dorim în această țară să avem și noi un reper de stabilitate, de moralitate, de etică, de deontologie la care să ne raportăm noi, poporul. Că politicienii sunt cum sunt, de-aia mergem la vot, să-i mai schimbăm, oamenii sunt cum sunt. Bă, dar cine este reperul nostru moral în România? Ar trebui să fie biserica. Pentru mulți dintre noi este biserica. Biserica, în principiu, nu se amestecă în politică. Atunci când vine vorba de conducerea acestei țări, de dezvoltarea ei, care este reperul moral la care ne raportăm? Este Curtea Constituțională? Mai este Curtea Constituțională după ce am văzut că s-a întâmplat în ultimii 5 ani cu toate deciziile acelea suspecte prin care au fost făcuți scăpați atâția și atâția infractori? Și săptămâna trecută vorbeam despre câte dosare penale se închid, câte procese se închid așa peste noapte în urma unei decizii ACCR. Bun, dar revenind, iată, se face referire la o decizie mai veche a CCR prin care se recomandă stabilirea unui prag valoric pentru abuzul în serviciu, doar că CCR nu spune și cât trebuie să fie acesta. Drept urmare, observ că domnii Ciucă, Ciolacu, Hunor și Predoiu s-au gândit să-l indexeze cu rata inflației pe cel gândit de Liviu Dragnea. Deci suntem în același loc, suntem din nou în 2017. Bun, și încă ceva. Mie nu mi se pare deloc o coincidență că scandalul ăsta apare așa, fulger din senin, apare taman în mijlocul celuilalt scandal privind pensiile speciale. Adică acum toți suntem concentrați pe treaba asta cu dezincriminarea abuzului în serviciu și am uitat că așa e opinia publică, așa e public. Am uitat de felul în care PSD, PNL și UDMR au renunțat, practic, la miliardele de euro de la Uniunea Europeană pentru modernizarea României, banii din PNRR, ca să păstreze pensiile speciale ale castei de privilegiați. Știm că toată societatea cere o reformă în domeniul pensiilor speciale. Nu se poate, spun oamenii, nu există. Adică nu se poate să existe niște privilegiați în țara asta care se iau câte două pensii speciale deodată, se angajează tot la stat, zeci de mii de euro, în timp ce noi ceilalți muncim ca proștii până la 65 de ani pentru niște pensii de mizerie. Faceți ceva. Și Uniunea Europeană zice, faceți ceva. Dom'le, vă dăm și bani pentru asta. Miliarde de euro. Faceți ceva. Ei bine, puterea ca să păstreze banii pentru casta asta de privilegiați renunță la miliardele respective și uite, mă surprinzător, apare alt scandal acum. Bun, asta este doar părerea mea, n-aș vrea să vă influențez, am ținut să fac un comentariu personal aici, în această oră, și să vă invit, aș vrea să vă aud, prieteni, aș vrea să vă ascult, vreau să vă spuneți părerea pe frecvențele postului nostru, vreau să vă ascultăm pe voi în dimineața asta. Ce părere aveți despre ce se întâmplă? Ce credeți că ar trebui făcut? 0372069599 este numărul nostru de telefon. Dați-ne și mesaje audio, dacă vă simțiți că e mai bine așa, mesaje audio pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. Avem câteva minute să discutăm despre asta, cu siguranță vor mai fi și alte emisiuni, dar începem azi cu deșteptarea. 0372069599. Ce părere aveți despre ce se întâmplă și ce credeți că ar trebui făcut? Și poate ne gândim și asta, ce consecințe credeți că au în opinia publică astfel de mișcări ale puterii? De ce credeți că este reluată acum ordonanța 13? Și ce credeți că urmează? Care vor fi efectele și oare către ce fel de frustrare va duce în societate o astfel de decizie? 0372069599, telefon în direct. Să începem cu mesajul. Și mesajul. Salut, băieți! Da, se pare că toată România doarme. Nu ne interesează de pensii speciale, nu ne interesează de abuzul în serviciu, nu ne interesează de nimic. Ieri, la proteste în Piața Victoria, am văzut câteva sute de oameni. Eu sunt din Brașov. La Brașov mi-a sunat 2-3 prieteni să ieșim la protest. Bă, că nu, că câr, că măr. Da, asta e, ne merităm soarta. Da. Aș inițieri. Băi, bine, toate momentele cruciale, nu mai țineți minte ce geruri erau în 2017. Era foarte frig afară. Dar întrebare, și asta este o întrebare. De ce o fi pasivitatea asta, descurajarea asta în societate? Poate că ne merge atât de bine încât nu ne mai interesează. Hai să intrăm în direct cu Adrian. Bună dimineața! Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața! Da, te ascultăm, opinia ta. Din punctul meu de vedere, textul adoptat în Senat nu este periculos doar cu privire la suma de 250.000 de lei, mai sunt două aspecte.
fapta să fie săvârșită cu intenție acolo, cu știință, cu știință. Spune undeva, da? Da. Legiuitorul așa mascat dă o formă de acoperire a acțiunii funcționarului public și mai este un aspect deosebit de grav acolo să fie realizat cu intenție și totodată să prejudicieze grav. Cine face determinarea, care este valoarea gravă sau cât de grav sau nu această sunt evaluări calitative care fac chiar mai dificilă probarea abuzului în serviciu. Ne raportăm la practica instanțelor de judecată cu abuzul sexual contra minorilor care la 12 ani sunt judecători care spun că este act consimțit în condițiile în care un copil nu are discernământ la 12 ani. Înseamnă că am îngropat. E bună știință ceea ce au făcut Predoiu și gașca lor de hoți. Este deliberat. Este un act de foarte... Și asta demonstrează încă o dată că nu doar în 2017, prin ordonanța 13, nu doar Dragnea era capul răutăților, ci în spatele lui era o gașcă de oameni care doreau ca să desfințeze tot ceea ce înseamnă stat de drept și tot ceea ce înseamnă putere judecătorească. Și crezi că urmează ceva după această... Sunt din Timișoara, sunt unul dintre organizatorii protestelor din Timișoara, din ordonanța 13. Sâmbătă noi avem chiar declarat acțiune de protest în Piața Victoriei din Timișoara. Mulțumim, o să vedem ce iese atunci acolo și o să relatăm. Codruț, bună dimineața! Bună dimineața, Codruț, te ascultăm! Bună dimineața! Ca să-i răspund domnului care v-a trimis mesaj, la Brașov ieri a fost protest, doar că au lipsit participanții. Da. Au fost trei oameni care s-au plimbat. Dar cum îți explici pasivitatea asta? Nu Eu cred că suntem într-o semidepresie de asta. S-au întâmplat destul de multe în ultima perioadă, începând cu salvările miraculoase ale celor care aveau procese și brusc le-a trecut termenul ăla de prescripție, continuând cu numirea domnului Greble la AEP, fără niciun merit și având în spate un cât ai bagajul de bănuieli, suspiciuni, că n-a fost niciodată condamnat cu adevărat, s-au tot întâmplat, cred că s-au întâmplat gradual, ne-au testat și au văzut că oamenii nu mai reacționează. Că suntem într-o depresie de asta cumva cauzată de insuccesul pe care l-a avut mișcarea asta la nivel politic real, adică n-a reușit să imprime schimbări reale. Am protestat atunci, s-au speriat ei, dar cei care au protestat n-au reușit să prindă suficient de multă greutate politică, adică voturi, astfel încât să conteze. Și atunci oamenii zic, măi, românilor le e bine așa, 90% sunt mulțumiți sau nu le pasă, de ce aș mai ieși? Într-o țară în care au votat 45% și probabil vor mai vota 30% tura viitoare, pătura aia de lideri sociali, să le zic, care au ieșit la proteste, că au ieșit pentru toată lumea, nu pentru drepturile lor personale, s-au blazat cumva, nu mai au chef, nu mai vor, nu își văd de casa și familia lor. Mulțumesc, Codruț, pentru intervenție. George, bună dimineața! Bună dimineața, George! Bună dimineața! Da. Eu am fost la aproape toate protestele de imediat după ordonanța 13, deci cred că pot să vorbesc ca o persoană care s-a implicat substanțial. Da. Și consider că Europa FM, una din foarte puținele voci care mai contează în media românească, are o uriașă responsabilitate în acest moment. Și prin această responsabilitate înțeleg inclusiv faptul că cei mai influenți jurnaliști a Europa FM ar trebui să fie de asemenea stradă în Piața Victoriei. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar să știți că asta este opinia mea fermă și crezul meu. Jurnaliștii se duc la proteste ca să relateze de la proteste, nu să participe la proteste. Dacă te duci să participi, atunci ești cetățean și nu te folosești de asta ca să influențezi opinia publică. E o distinție care trebuie făcută. Vă asigur că Europa FM o să relateze de la orice se întâmplă, adică de la protestele oricui, de la manifestațiile oricui. E o chestiune de obiectivitate fundamentală pentru un organ de presă ca să fie credibil.
Câinele de pază al democrației trebuie să se implice mai mult în situațiile care riscă să genereze derapaje majore. Acesta mi se pare cel mai mare derapaj de la Ordonanța 13 încoace. Nu se poate compara cu alte chestiuni, pensii speciale și multe altele. Sigur, și acelea sunt chestiuni revoltătoare, dar dimensiunile sunt cu adevărat extrem de diferite. Mulțumesc, George, am reținut mesajul nostru. Mai avem 2 minute, încercăm să mai luăm măcar 2 telefoane. Edith, bună dimineața! Bună dimineața, Edith! Bună dimineața, sunt Eli din Brașov. Vis-a-vis de, da, de toate cele expuse și de predecesorii mei, da, și presupun că sunt în consens și cu ceilalți ascultători ai dumneavoastră, sentimentele, în primul rând, de dezamăgire, că sunt lucruri care se întâmplă în spatele nostru, sunt fapte care vor avea consecințe. În al doilea rând, un sentiment puțin de trădare, ne simțim trădați. Presupun că vorbesc în numele câtorva cetățeni. Și de asemenea, toate deciziile acestea care sunt luate ne surprind în sensul că nu mai avem atitudine. Deci cetățenii acestei țări, așa observ eu de la nivelul meu, nu mai au atitudine. Și asta cred că o să ne ducă într-o direcție greșită, plângându-ne fiecare în sfera lui, dar fără să se întâmple nimic la nivel macro, să spun așa. Da, mulțumesc. Așa că... mulțumesc mult. Mai avem timp? Un minut, sub un minut. Tony, bună dimineața. Tony, bună dimineața. Bună dimineața. O să fiu foarte scurt. Te rog. Diferența între un popor și o națiune este exact ceea ce se întâmplă în Franța și Grecia când sunt furați și sunt frustrați, iar noi suntem un popor. Până o să devenim o națiune, o să ne facă ăștia așa, ceea ce ne fac. Foarte interesant ce spuneți, mult de discutat aici. Eu vreau să remarc un singur lucru, ca să parafrazez o expresie pe care am auzit-o la Anca Simina, la podcastul ei de la Recorder. Mi se pare înspăimântător că statul român este întotdeauna încurcat, sau foarte des încurcat și deranjat de adevăr, și de cei care vor să scoată la iveală adevărul. Care este problema dacă, într-adevăr, vrei să stabilești, că trebuie să stabilești un prag valoric pentru abuzul în serviciu, să faci o dezbatere națională pe tema asta, corectă, cu experți, oameni de bună credință? Și de ce stabilești un prag valoric așa? Din nou, domnule, de data asta nu noaptea ca hoții, ci după amiaza ca hoții, și după aceea încerci să-l treci fulgerător prin Senat. Asta este primul lucru suspect în această dezvoltare. O să mai vorbim despre acest subiect, nu s-a terminat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.